Da? Se registrează acum? Da. Îmi spuneam, și bine că înregistrăm, în fața unei exerciții, Mărica, trebuie să ne facem un plan de lucru. Deci mulțimea A a fost dată din toți acei X, nu la îndemână, nu? Ce, cât privește o mulțime, care sunt modalități, care sunt formele de prezentare a mulțimii? Câte variante știi tu? Prin puteri, fracții... Nu. Câte variante știi moduri în care se dă o mulțime? O mulțime în câte forme se poate indica? Se poate indica, fii cunoscând elementele, mulțimea formată din elementele 7 și 9, adică am precizat exact elementele. Deci o mulțime poate fi dată în două moduri. Unu, fie cunosc precizând elementele, și o altă variantă. Să afli. Deci o altă variantă în care nu știu elementele. Și trebuie să afli. Da? Ele sunt ascunse în proprietatea de caracterizare. Deci moduri de a indica o mulțime, ne amintim din nou, moduri de a indica o mulțime sunt două moduri. Spune-le tu. Unu, primul mod este... Primul mod este când deja știm elementele. Așa, precizând elementele, adică știu cine sunt, le văd, le cunosc. Și a doua, când trebuie să le aflu. Așa. O al doua metodă este asta în care elementele sunt ascunse într-o proprietate de caracterizare. Zici și tu, elementele sunt ascunse? Elementele sunt ascunse în proprietate? Proprietate de caracterizare. Așa. Care este proprietatea de caracterizare încă o dată aici, la mulțimea? Plus 3x plus 2 la 78. Nu. Da. 2 la 78 plus 2 la... Plus 2 la 79. Totul supra. 2 la 79 plus 2 la 80. Egal cu? Egal cu x împărțit la 2 plus 0,3 în perioadă. Așa. Aveam oare o altă variantă, așa, să le descoperim prin încercare? Câți X ar fi trebuit să încercăm? De unde e și din ce mulțime îi căutăm? Este precizat mulțimea, aici. Mulțimea numerelor naturale. Așa. Și ar fi fost varianta asta să ne plimbăm prin toate numerele naturale și să vedem care sunt cele care... Da, dar ar dura... la infinit. Deci n-am fi avut niciodată șanse. Bun. Acum, sigur, fiindcă proprietatea asta de caracterizare ascunde destul de bine, hai să zicem așa, ascunde destul de bine elementele, atunci nu ne rămân decât pe ea să o luăm și să o prelucrăm și să o ducem din aproape în aproape într-una echivalentă, adică la fel. Să păstreze, cu alte cuvinte, acei X de care sunt eu frământat, acei X pe care îi caut, îi păstrează din aproape în aproape și până când prelucrăm, până când ajungem acolo. Întrebarea este, care crezi tu că au fost momentele, de la început vorbind, când ne îndreptăm atenția spre proprietatea de caracterizare și începem să lucrăm? Care au fost momentele importante? Mai trebuie să aflăm factorul comun. Asta e mai la sfârșit, dar de la început, de la bun început. Ce era care ți-a atragea atenția că nu ai... Până am ajuns la numitorul comun, a mai durat. Dar pe traseu, vreau să spun, din start...
La prima vedere, care a fost chestiunea care a trebuit să o remarcăm? Sigur că am copiat proprietatea, după care ce am făcut? Păi, am descompus, adică am păstrat puterea cea mai mică. Da, da, mai e clar. Insist aici, aici este foarte important. Deci insistăm la proprietatea de caracterizare de aici din start. Și ce spunem? Sesizăm că avem o fracție ciudată. Așa vreau să vorbești în limbajul tău așa, cu cuvintele tale. Avem o fracție ciudată. Avem o fracție ciudată. Dacă ar fi fost înmulțire... Puteam la ambele. Deci dacă ar fi fost înmulțire, atunci ne descurcam că știu cum să înmulțesc două fracții. Cum să înmulțesc două puteri. De copie bază și se adun exponenții. Corect. Aș fi făcut și sus și jos același lucru. Dar din păcate am adunare. Și aici insistă tu pe capcana care a fost aici. Niciodată să nu simplificăm prin sumă. Deci niciodată nu simplificăm când suntem în sumă. Deci când suntem într-o sumă, cum este 2 la 78 plus 2 la 79 și 2 la 79 plus 2 la 80, 2 la 79 nu se poate simplifica cu 2 la 79. Fiindcă 2 la 79 e legat mai întâi de o sumă cu 2 la 78, la fel și 2 la 79 de jos la numitor e legat cu 2 la 80. Ei, asta e momentul. Deci cel mai important moment sau capcana de maximă de importanță maximă, pentru că foarte mulți copii ar fi greșit aici. Așa cred eu. Dar eu spun asta nu din așa din auzite, ci din faptul că de-a lungul timpului foarte des și la liceu ajung copiii și sunt neatenți și se simplifică aici. Și când simplifică aici se termină tot exercițiul, tot s-a modificat, nu mai are rost. Eu ca profesor nu mai are rost să mai continu, să mai urmăresc. Deci asta vreau să insiști tu. Spune cu cuvintele tale, deci, fiind vorba de o fracție în care la numărător și la numitor. La număr și la numitor avem sume de doi termeni. Sau mai mulți. Și mai ales că am întins capcana 2 la 79 și 2 la 79 și colo și colo. Vezi, aici a fost poanta foarte importantă. 2 la 79 și într-o parte și în cealaltă. Atunci riscul era foarte mare ca să simplifice. Și aici am vrut să atenționez. Tu n-ai căzut în capcană, pentru că tu imediat ai reacționat și ai spus ce? Că păstrăm prima putere. Puterea cu exponentul cel mai mic, pe 2 la 79. Și pe a doilea îl transformăm să aibă puterea cel mai mic. Da, stabilită 2 la 78. Și după aia, dacă mai este spațiu, noi ai continuat până la 2 la 79 cu încă un 2. Adică tu ți-ai amintit proprietatea că de unde provine 79? Din 78 plus 1. Adică dintr-o mulțire a două puteri. Deci te-ai întors repede și ai zis pe 2 la 79, îl văd ca 2 la 78 ori 2. Ca visul tău a fost ăsta, să apară și la un primul termen și la al doilea, 2 la 78, să apară factorul comun, să scoți în factorul. Deci vezi, planul tău asta a vizat. Tu nu ai făcut mișcările astea așa zadarnice. Ce ai făcut toată mișcarea, nu ai spus 2 la 76 aici, că era 78-ul. Deci e aranjat așa fel încât să fie de factorul comun. Deci așa trebuie să spunem. Când avem sumă sau diferență, trebuie să ne aranjăm înainte de a simplifica, să apară factorul comun și să putem lucra mai departe pe baza factorului comun. Aici este zis, dacă ai șanse 2 la 78 să scoți factorul comun, eu nu mai am lucrarea. Și dedesubt pe cine, făcând aceeași manevră, pe cine l-ai scos în factor comun? Uite-te pe căițel. Pe
la de la 78. Sus a fost 2 la 78 la numărător, dar la numitor? La numitor 2,79. 2 la 79. 2 la 79, făcând aceeași manevră interesantă, fără nicio emoție, ai lucrat. Deci, mai departe, tu ai vizat planul până la capăt. Că după ce ai scos pe 2 la 78 în factor, în paranteză, cât ți-a rămas? Îți amintești cât ți-a rămas în paranteză? Da. 1 și 2. 1 plus 2, da? 1 plus 2 ți-o dat 3, la fel și sus și jos. Și fericit ai fost când ai avut produs. Ai scăpat de chestia asta. Dar am o întrebare. Zi-mi. Va există unii copii care acolo, când zic pe lângă, ei cred că e de fapt plus acolo? Da, acela e alăși un moment foarte important. În mod normal, noi zicem, știi că mulțirea cu 1 nu. Nu deranjează. Deci puteam zic 2 la 78 ori 1. Și tu îi spui când ai scos pe 2 la 78 în factor, eu rămas 0 acolo. Și ei nu zic 0 plus 1 sau plus 2, ci zic 0 plus 2 și rămâne numai 2. Și în loc să-i dea 3, cum era normal, îi dă numai 1. Dar aici e extrem de grav. Deci scoaterea în factor comun trebuie înțeleasă că dacă l-ai scos pe acela, ce-a rămas neapărat, măcar unul rămâne, dacă nu, mai sunt și alți termeni, știu eu. Cum a fost la 2 la 79, a fost 2 la 78 ori 2. Ai dat pe 2 la 79 și din factorii aceia, 2 erau, ai scos pe unul din ei și a rămas doar 2 la 1. La fel, deși ai punctat foarte bine aici că asta e o altă observație care poate să scape și strici tot exercițiul. Bun. După ce simplifică și ghesițul, toată fracția asta știi cât a dat până la urmă? Ia uite-te cât ți-a dat fracția asta după toată mișcarea care ai făcut-o. Minus 1 asupra 15. Nu. Asta e minus 1 pe 15 la sfârșit, dar vreau să spun după fracția asta, toată după simplificare. Supra 2 la 7. 2 la 78 ori 3, parcă așa era, parcă. Și 2 la 79 ori 3. A crezut că ziceai după ce am scăpat de 3-ul ăla. Bun. Și-o dat 2 la 78 supra 2 la 79, da? Da. Și spun în continuare, ce? Asta face planul din lucru. Tu trebuie să vezi ca la mutările de șah, mai în față. Și acum asta se simplifică, nu? Că știi să împart două puteri. Și cât ți-a dat? 1. Sus 1 și jos? Și jos. 2. Este aici, 1 pe 2. A, da. Păi nu mai uitam în caiet. Da, bine. Deci 1 și 2. Deci 1 pe 2. Practic toată fracția asta, toată asta de aici, lucrarea de aici, eu puteam să o dau, în loc să te chinui, să dau așa încărcată, puteam să plus 1 pe 2. Deci aici eu puteam fi dat 3x plus 1 pe 2. Dar care a fost motivul de n-am dat așa? Cred că ai vrut să vezi dacă sunt atentă. Sigur că da. Nu numai spre tine. Deci ceilalți. Și toți ceilalți, compunerea ghesițului ăsta a vizat știi să se discurcă. Adică elevă. Da. Pentru elevul respectiv am fost frământat să văd dacă știi operație cu putere, dacă știi să simplifici, dacă știi să dai un factor comun, să scrieze factorul comun. Deci foarte multe lucruri am urmărit eu prin chestia asta. Și deosebit de importante, care îți rămân ca amintiri. Ori de câte ori ai de făcut operații de acestea și de făcut o simplificare și făcut într-o fracție, unde și sus și jos sunt adunări, scăderi și eu știu ce, urmărești să spui în factor comun, în evidență factorul comun. Asta este tehnica. Numai așa poți continua. Ei,
Și a fost egășițul, s-a simplificat acolo și a rămas 3x plus 1 pe 2 egal cu x pe 2 plus... De ce crezi că am dat eu 0,3 în perioadă? Ce am urmărit prin... Dacă mai ții minte ce să, cum să transform în fracție... Ordinară, parcă ziceam, nu? Da. Fracție, deci se transformă numărul decimal. Fracție ordinară. Da? Numărul decimal periodic, numărul decimal periodic, simplu, ăsta a fost, se cheamă simplu pentru că perioada urmează după virgulă imediat, da? Să transformăm în fracție ordinară. Și ai știut 3 pe 9 și am făcut simplificarea, îți mai amintești, atunci am găsit 1 pe 3. Încât momentul care a urmat a fost acesta. A apărut 3x plus o 2ime egal cu x pe 2 plus o 3ime. Și acum, văzând că încă e departe x-ul, ne-am zis așa, am visat. Ce bine ar fi ca în stânga să am o fracție, cum am și eu și aici, 3x plus... unde este... Era 3x plus o 2ime și ne-am gândit ce numitor și ai spus tu 1 ai numitorul aici și fiind o adunare să văd numitorul comun din stânga, la fel din dreapta 6, ce înseamnă numitorul comun? Acela număr care să se împartă el, cel mai mic cu putință, că putea să fie și între 2 și 3 e 6, e drept. Dar și 12 e bun. Că 12 se împarte la 2, se împarte și la 3. Foarte bine ar fi fost și 18, că se împarte și la 2 și la 3. Dar vreau cel mai mic. 6 e cel mai mic care se împarte exact și la 2 și la 3. Și atunci amplificăm pe asta cu 3, pe asta cu 2 și cu asta am rezolvat în partea stângă. Am făcut calculul din partea dreaptă de egal, dincolo de egal, 3x plus 2 pe 6. Iar în partea stângă, dacă... Spune-mi tu. Zi tu. Continua tu. Iar în partea stângă am amplificat cu 2 și vine 3 ori 2, 6x plus 1, totul pe 2. Din nou am încă probleme că cele două fracții acum sunt aranjate frumos, dar una are numitorul 2 și alta 6. Și visez, dacă ar fi amândouă cu același numitor, atunci, cum ele sunt egale, două fracții care... Să sperăm că reușim să fie cu același numitor, ele fiind egale și dacă ar fi același numitor, numărătorii obligatorii vor fi egale. Numărătorii vor fi egale. Și reușim că doar cu un 3 amplificăm fracția asta, 3 ori 2 va face 6, exact ca și în partea asta, și atunci 18x plus 3 pe 6 egal cu 3x plus 2 pe 6. Și fiind numitorii acum egale, ele fiind egale din proprietate, egalul de acolo, le obligă ca numărătorii. Am scăpat de numitori. Deci etapa asta este scăpăm de numitor. Da? Scăpăm de numitor. Adică dacă atingem momentul ăsta, renunțăm la numitor și numărătorii să fie egale. Și se duce la 18x plus 3 egal cu 3x plus 2. Și de aici lucrăm ce știm. Scădem un 3x din ambii membri. Că nu ne place să fie și în stânga și în dreapta. Deci vezi, aici scădem pe 3x și ne ducem spre 18 minus 3x face 15x, că 3x minus 3x face 0 și plus 3 egal cu 2. Și mai scădem pe 3 ca să rămân numai x simplu și iată am ajuns la 15x egal cu 2 minus 3 minus 1, x egal cu minus 1 pe 15. După ce am discutat asta, vreau încă o dată să-ți notez, spune așa, notează-ți, momentele importante pentru găsirea lui A, scrie tu, și tu le stabilești pasul 1, pasul 2, pasul 3. Momentele importante, pentru găsirea lui A. Momentele importante pentru găsirea lui A mare. 1. Pasul 1. Primul moment.
Să nu scrii, să nu simplificăm. Fracția dacă e cu sumă. Dacă numărătorul și numitorul sunt în sumă, da? Asta ar fost pasul 1. Scrie fracția. Eu așa scrie fracția. 2 la 78 plus 2 la 79 plus 2 la 79 plus 2 la 80 ca să se vadă despre ce este vorba. Scrie așa pur. Atenție la fracție. Așa scrie. Atenție la fracția. Asta e pasul 1 a fost. Atenție la fracția care? Hai scrie, vreau să scrie acolo. Ți-ai scris-o? Câte? Da. Cum ai zis? Atenție la fracția? Noi am zis dacă numitorul și numărătorul sunt în sumă și acum continuăm să scriu. Da. Acum, în paranteză, eu scriu fracția. Da. Dar tu scrii pe caietel sau scrii pe calculator? În fel de ambele, ca să văd ce scriu, să văd dacă sună bine sau nu. Știi, dar vorbește, Măriuca, scrii totuși pe caiet. Știi de ce vreau pe caiet? Pentru că noi, în clipa în care discutăm într-o lucrare, trebuie să scriem pe caiet. Și tu pe foaia aceea trebuie să dai răspunsul. Știi? Și de aceea trebuie făcut așa. Păi da, dar eu scriu foarte încet. Păi scrii încet. Important este să scrii așa cum scrii încet. Dacă vei scrii mai repede dacă scrii mai des încet. Deci la pasul 1 a fost vorba să rezolvăm fracția. Pe scurt așa aș fi scris. Rezolvăm fracția aceea și sunt atent la. Amic. Atenție cu simplificarea în sumă, factor comun. Astea au fost lucruri, operație cu puteri. Iată câte lucruri am verificat acolo, la pasul 1. Poftim? Deci câte lucruri importante am verificat la pasul 1? Ce am verificat? Operație cu puteri, scoaterea în factor comun. Da? Acolo. Și atenție la simplificare, că nu se poate decât în produs. Da. Pasul 2. Ce a mai fost important? Ce a fost acolo important? Fracția aceea. Adică nu, 0,3. Cum, ce am făcut acolo? Important care trebuie să-ți fie clar. Scrierea cui? Scria numărul unui număr decimal cu periodic simplu. Periodic simplu. În fracție. În fracție ordinară, da? În fracție ordinară. Dar trebuie pot să zic ordinară? Pot să zic doar fracție? Păi să știi că prin fracție, bine, zic numai fracție, dar se precizează și așa, că tot numărul decimal se înțelege că e și fracție, într-un fel. De aceea s-a acceptat. Deci numerele Q sunt în două variante prise. Fie sub numere decimale,
Sau să mai zic, numerele fracționare. Numerele fracționare sau Q sunt prezentate în două variante, numere zecimale sau numere sau fracții ordinare. Asta e limbajul. Da. Și a pasul 3, ce a fost? Ne gândim când am avut 3x plus 1 pe 2 egal cu x pe 2 plus 1 pe 3, acolo. Ăsta e pasul 3. Deci 3x plus 1 pe 2 egal cu x pe 2 plus 1 pe 3. Ce spui acolo? Ce? Deci când am ajuns la 3x plus 1 pe 2 egal cu x pe 2 plus 1 pe 3, am ajuns acolo. Suntem la pasul 3. Ce a fost aici? Ce am rezolvat la etapa asta? Rezolvat că acolo se doar e cu fracție și în cealaltă parte. Deci la etapa asta ne-am propus să avem două fracții cu același numitor. Da? Deci ne-am propus să avem două fracții cu același numitor. Dar ce faci tu acolo? Te bâți așa acolo? Hai, urmărește, Mărica. Deci ne-am propus să avem două fracții cu același numitor. Deci ne-am propus să avem două fracții cu același numitor. Numitor. Încât să scăpăm de numitor. Adică dacă cele două fracții vor avea același numitor, le renunțăm la numitor și ne rămân doar numărătorii egali. Cum fracțiile sunt egale, deci rămân numai numărătorii egali. Ei, și am făcut acest lucru, căsim numitorul comun, 6, respectiv 2. Să știi că se putea deodată la ambele fracții să stabilim numitorul comun de la un capăt la altul, 6. Și atunci la 1 amplificam cu 6 deodată, la fracția cu numitorul 1 amplificam cu 6, vinea 6 ori 3, 18. Și 6 ori 1 și 3 ori 1, 3, că aici amplificam cu 3 deodată. Și vine 18x plus 3 pe 6 egal cu 3x plus 2 pe 6. Numitorul se elimine și doar egalitatea de acolo ne duce. Da. Eu m-am străduit așa ca să punctăm lucrurile importante. În măsura în care tu ai vrut să participi, am reușit. Mai repet-o tu încă o dată. Cei 3 pași, că i-ai scris acum. Care au fost cei 3 pași importanți? Deci, momente importante pentru găsirea lui A. Da. 1. Mai întâi. Deci am zis. Deci mai întâi, ce am făcut? Am scris pasul 2. M-a scris asta. Ce să fac mai mult? Atât. Eu încerc să scriu, dar tu zici mult și repede și nu am timp. Păi uite, și mai rar și mai încet. De-aia reluăm încă o dată. Reluăm încă o dată. Când eu am, de exemplu, eu am reușit să scriu pasul 3, că l-ai zis mai încet.
Pe pasul cât? Pasul 3. Pasul 1, hai să luăm încă o dată. Deci la pasul 1, Mărica, ce ne-a apărut nouă în prim plan, așa, la prima vedere? Cu ce ne-a confruntat? Ce ne-a sărit în ochi? Asta am vrut să spunem. Adică ce am prelucrat la pasul 1? Unde ne-am îndreptat atenția? Spre cine? Spre doi la... Păi da, spune, repete și tu, că așa că lași așa... Spune așa, ne-am ocupat de fracția. Și spune fracția. De fracția de 2 la 78. Plus 2 la 79. Da. Totul supra. 2 la 79. Plus 2 la 80. Mărica, ridică caietul să vedem ce ai scris tu până acum. Hai să mi-l arăți. Deci din tot ce am lucrat noi aici, spune, arată și mie caietul ce ai lucrat tu. Uite, dar am făcut pe un alt caiet. Ai pe un alt caiet, asta. Acel caiet. După ăla care ai lucrat. Deci mai ții minte caietul ăla care ți-am arătat eu atunci, că am scris, nu știu, vreo 5-6 foi. Pentru ziua de azi, pe ce căiețel ai scris tu acum, de când suntem noi? Și ora trecută și ora asta. Da, deci. Și unde? Pe a făcut acurat și nici nu știu unde e. Păi da, în astea 2 ore ți-a dispărut căiețelul? Cât ai făcut pauză? Pe a făcut asta curat și când am venit aici nu mai era în locul unde era de obicei. O să întreb unde a pus. Cine a făcut curat? Nu știu cine a făcut curat și nu mai găsești caietul. Acum, de când am început, uite, când am început ce am scris acum. De la 2. Din ce am vorbit aici și am discutat, ce ai tu scris pe caietul acum? De cele 3 pasuri. Cei 3 pași. Arată-mi. Bine, nu pe a doilea, că nici pe la... Pe primul? Primul, da, acum. Acum scrii. Hai să scriu. L-am scris. Ce scrii? Arată-mi, ca să văd și eu. Vreau să văd. Ne-am ocupat de fracția 2 pe 7... 2 la 78 plus 2 la 79... Totul supra 2 la 79 plus 2 la 80. Și spune de desubt în ce a constat lucrul acolo. Care a fost chestiunile pe care le-am urmărit? Ce am urmărit în lucrul acesta, la această fracție? Asta e pasul 2? Nu, tot la pasul 3 aici, la prelucrarea aceasta. Ce am urmărit? Mai pune o liniuță acolo, încă la pasul 1 mai... Punctează. Dar trebuie neapărat să scriem. Trebuie, Mariuca, dacă... Eu scriu eu. Scriu atunci dacă... Dar dacă scriu degeaba, că dacă nu te mai zic ele... În sfârșit, eu mi-am făcut treaba... Și... Dar nu înțeleg de ce trebuie să scriem, dacă deja am înțeles. Păi mai mare ca dacă... Păi mai întâi am prelucrat fracția aceea, 2 la 7... Hai să spun un lucru. Nu există decât varianta asta să scriem. Tu n-ai scris nimic nici ora trecută. Asta este o poveste asta, că
caietelul ți-l luat, nu știu ce, nu știu unde să-l găsești, n-ai scris nimic. Și nu se poate, dacă, chiar dacă eu numai eu scriu, că am văzut că tu te uitai numai pe tablă, că nu scrieai nimic. Însă știi, din cauza că eu sunt foarte concentrat pe lecții, parcă îmi vine să greu să tot te atenționez și să spun, arată-mi foaia ce ai scris, arată-mi foaia ce ai scris. Trebuie să fii tu conștient de asta. Că dacă nu lucrești numai eu scriu pe tablă, nu se stabilizează, informația nu ajunge foarte bine la tine. Că important ce să spun, trebuie să scriem, că nu degeaba scriem și noi. Nu degeaba eu scriu. Ce ar fi însemnat să ne apucăm să facem o lecție asta? Eu povestind fără să scriu nimic, tu ziceai da, nu se poate. Deci nu se poate. De ce? Este important să scriem amândoi. Și eu am ținut neapărat să spun acest lucru. Când, uite de aici încolo, hai să vedem mai departe. Trecem la mulțimea B ca să vedem. Să vedeți, vezi cât de important este să scrie. Nu te mai uiți pe căiețel, nu scriu nimic, ci tu ce scrii, la sfârșit trebuie să-mi adeți după ce terminăm mulțimea B. Să vezi cât e de important. Spuneam despre Duhul Sfânt. Să știi că eu simțeam exact cât ce faci tu cum. Dar știi, așa nu îmi venea să întrerup lecția. Duhul Sfânt îmi spunea că tu nu ești deloc frământată să scrii. Ia să vedem la mulțimea B. Vorbești și tu. Scrie-o acum, că n-ai avut-o scrisă. Deci B egal cu toți aceiași naturali pentru care am scris. Pentru care 22 supra 5x plus 1 e mai mare ca 1. Da, am scris. Ai scris-o, da? Bun. Ei, spune-mi, cum este dată mulțimea asta? Hai, vreau să particip la lecție și să vorbești continuu, așa, să nu mai vorbesc, eu, tu vorbești. Proprietatea ne arată că avem o fracție de aflat. O fracție cu x-ul care trebuie să-l aflăm. Deci, ne mai și arată că este mai mare decât 1, adică e supraunitară. Da. Și acum trebuie să aflăm pe x. Deci, din nou, așa putem să din nou constatăm că avem o fracție, avem o mulțime dată, nu în varianta în care știu elementele, nu le știu. Știu că acele elemente sunt din mulțimea numerelor naturale, sunt foarte multe aici, sunt o infinitate și proprietatea de caracterizare este cea care ne le va selecta, le va selecta din mulțimea numerelor naturale, nu? Mulțimea numerelor de unde începe? De la 0, 0, 1, 2 și așa mai departe. Ei, dintre acestea, o parte din ele vor fi cele care vor satisface proprietatea de caracterizare, dar nu le știm. Și atunci cum procedăm? Deci prin varianta să le încerc pe toate nu se poate. Atunci ce fac? Trebuie să prelucrăm. Așa. Luăm proprietatea de caracterizare și o prelucrăm. Deci o luăm. 22 supra. Vorbești, hai că am zis când mai scriu. 22
Nu te uiți la tablă, vă vorbești că eu am eu grijă să scriu. Supra 5x plus 1. Supra 5. Acum scriu și eu. Plus 1. Nu mai zicem și este mai mare decât 1. Cum să nu zicem? Ia, asta e, asta e toată proprietatea până aici, Mărica. Toate ce vine dincolo de bară, e toată proprietatea caracterizată. Mai înainte a fost egal, egalitate. Acum, în loc de egal, este mai mare. Deci proprietatea este asta, 22 spre 5 x plus 1, mai mare ca 1. Și ia să, acum să o interpretăm. Când o fracție, ce înseamnă că e mai mare ca 1? E că e supraunitară. Bun. Și când o fracție e supraunitară? Atunci când e mai mare decât 1? Da. Asta înseamnă să fie mai mare ca 1. Dar când ea devine supraunitară? Când numărătorul este mai mare decât numitorul. Deci când numărătorul, adică el de sus, e mai mare decât ăsta de jos. Da. Ar fi 7 pe 3, care face 2 și ceva. Deci când numărătorul e mai mare ca numitor. Și acum asta traducem. Dacă și mai dacă vorbește. Numărătorul, cine este numărătorul? Deci 22. Așa, 22. Este mai mare da. Decât 5x plus 1. Bun. Acum. Da. Deci, hai să vedem, necunoscuta e membru drept acum și nu prea îmi place când e necunoscuta dincolo de semn. Aș vrea să fii în partea stângă. Cum mai putem scrie? Spune. Echivalent cu... Așa, echivalent cu scrierea. 1 plus 5x. 1 plus 5x, da. Este mai mic. Mai mic decât, da. Decât 22. Așa. Echivalent. Să o ducem într-una echivalent. Acum îmi place că s-a așezat în partea stângă. Ne încurcă unul ăla. Eu vreau să apară X. Simplu. Atunci, minus 1. La toate. Ce fac? Scade minus 1 la toate. Scădem un 1 din ambii membri. Adică și din stânga și din dreapta. Deci scădem 1 acesta, să scăpăm de el. Și echivalent devine 5x. Da. Este mai mic, mic decât 21. 21. Ca să rămână X simplu, ce să mai facem la inegalitatea asta? Să rămână X simplu. Aici e 5 ori. Ne va rezolva în ecuații. Ca idee. Păi, împărțim totul printr-un 5.
Deci împărțim și în stânga și în dreapta. Putem să adunăm, putem să scădem, putem să mulțim, putem și să împărțim. Și acum devine... Și când împărțim doar unul din factori, x simplu rămâne, că 5 împărțit la 5 face 1. X este mai mic decât 16. De ce 16? Nu-i scăzut. Tot împărți și acolo. 21 supra, că împărțirea așa mai putea.